Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod din CSGO Overwatch, o serie pe care voi ați plăcut-o foarte mult în trecut și da, am început să postez foarte, foarte rar în ultima vreme, adică ultimul episod a fost acum 3 săptămâni. Suntem alături de Iliuță, aka Zedo, știți tu ceva, frate? Uitați poza mea din dreapta, acolo. Băi, băi, nu mă gândeam că o să zici chestia asta și mă gândeam că te super că am început să filmez așa cu poza aia, dar în fine. Bă, fraților, dați și voi acolo, hai să facem 1000 de like-uri la acest episod, dacă vreți episoade de genul în continuare și by the way, de data aceasta avem și Get Rectul injectat cu Overwatch Revealer, așa că o să-l demascăm pe suspect să vedem și ce level are pe Steam. Și acum aveți că e Zedo. Cum ar fi coaie să dau de tine, trăiți iar? Cum să ar... nu-mi dai camie, că mi-ai cumpărat tu contul meu, dracu, banii. Nu, vezi că dacă dau de tine, ai cituri, cituri, frate. Bă, ești de simțit. O, mă, dracu, că glumesc, ești nebun, nu-ți dau, îți dau și dacă n-ai, ești nebun. Hai să vedem, bă, băieți, pe ce... Hai să vedem, bă, băieți, pe ce... Pe ce hartă este prima? Ouu, Dust! Mamă, vezi că dacă aș da de Oneflash, aș da care de toate, care spimbut, care aș face, aș da în judecată doar ca să-și ia banii. Glumesc, bă băieți, Oneflash și te pup, frate. Haideți, bă băieți. ZX6 €. Da, pe ce are și el ZX6 €, mă? Da, ți-am mai zis de 1000 de ori și ți-am și zis, le-am zis abonaților tăi odată pe un live să-l contacteze, să mute și mie ZX6 € de acolo de unde e, că... A, și el al conduce el cu A2, mă? Tu vezi că ăștia sunt români? Sau? Kai sau te... Bă, nu, chinezi, tot imești de chinezi. Deci cine joacă cu cheat-ul ăsta? Are spimbut, dar vreau să văd pe ce cont își bagă spimbut. Care e coaie contul ăsta e? Da, ăsta e. Hai să vedem, bă, băie. Gata. Dar nu, nu, cred că are pe alt joc. Are pe alt joc. Uite, a jucat pe 16 martie, ieri, de ieri meciul ăsta, ieri a jucat. Hai să vedem, bă, băieți. Deci, bă, oamenii se miră, hai să dăm start la meci în timp ce vă explic chestia asta. Oamenii se miră... Da, are cod. Da, nu, serios. Dar zic, oamenii se miră de ce nu merge, de ce merge Overwatch-ul prost. Băi, băieți, trăivar familia voastră. Overwatch-ul merge prost pentru că lumea nu mai face Overwatch. Hai să-i dau skip la asta. Overwatch-ul merge prost pentru că lumea nu mai face Overwatch. Deci omul ăsta a jucat ieri cu spimbotul și încă nu și-a luat ban. Deci voi vă dați seama că Overwatch-ul ăsta de o zi nu a ajuns la 10-15 persoane. Adică eu sunt una dintre alea 10-15 persoane care l-au văzut ca să-i dau care hack-uri. Nu mai face lumea Overwatch, mă, apucați-vă și voi de Overwatch ăștia legiți dacă vreți să... Nu mă apucați, mă, ca să joace rol de ca și Zedo cu coduri. Bineînțeles, puteți să nici nu faceți, dar oricum eu zic că dacă stau la Overwatch-ul cuiva, nu știu dacă se prinde care cod, gam cod, sincer. Bă, fraților, hai să așteptăm următorul Overwatch. Da, 100% nu se prinde, Raul, care dă numai wallbang-uri pe cash. Bă, fraților, am primit și al doilea Overwatch de astăzi. Ce zici, mă, Iliu, că o să aibă cod această persoană sau nu? Nu. Bine, și eu sper să n-aibă cod, bă, băieți, pentru că deja este plin CS-ul decodat și eu nu înțeleg cum poți să joci CS cu codul în 2021, bă băieți, deci eu nu înțeleg cum este posibil așa ceva. Mă, învățați și voi să jucați, mă băieți, mă. Eu nu mai suport să dau de spin buteri. Da, și eu. Mamă, Mirage, vezi că eu joc destul de des pe Mirage, s-ar putea. Da. Mamă, coaie, stai un pic să fac. Cum era comanda aia, trăiți ar familia? Gata, bă, fraților, am revenit, o trebuie să bag o comandă în demo ca să se vadă mai bine demo-ul, deși cred că tot la fel se vede să moară Jaxi. Cred că are ăsta fake lag sau ceva sau nu știu, tot la fel se vede, mă, să moară Jaxi. Da, tu-l vezi bine pe partajare, dar eu-l văd așa un pic lăguit. Nu uite, are lăguit, dar mama asta, cred că are aim hack, fii atent, cred că are legit boot, dar dă un pic. Ia stai, mă, chiar, ia, mă, băi, băieți, am intrat cu Overwatch Revealer și nu-i verifică și nu-i profilul la băiat, România! Bosule, bosule, fii atent că-i dau ad coaie. Fii atent că i-am dat ad coaie. Dacă mi acceptă până la finalul Overwatch-ului și scriu că l-am prins la Overwatch, o să apară pe video mâine, să-mi bat picioarele. Ungureanu, Gelo, ia. Yeah. Mamă, ăsta are echipă de CS, fii atent că au toți... A, dar e de la... A, ba nu, da mă, uite, au de-asta. Na. Lasă-mă, băieți, așteptăm să vedem dacă ne dă accept. Până atunci hai să-i vedem Overwatch-ul, deși eu cred că e acum a făcut ținta acolo. Da, are mare, mare, mare aim să moară Jaxi. Mamă, cum e făcut să moară Jaxi, este echipă de codați. Ia uite-l coaie, ăsta dă semi-rage deja, coaie. Deci ăsta dă semi-rage deja. Să vezi acum că primez mesaj la el. Da, te pot aștepta cu ceva, sunt în campionat acum, nu pot vorbi. Eu zic să-i dai ad și să-i spui că în momentul de față ești pe Overwatch-ului și dacă nu-ți dă 10... Da, să mor tu de nu-i zic asta, să mor tu, vrei? Vrei să văd? Da, da, băi, da. Coaie, dar nu o să-mi dea accept și n-am chef să stau pe profilul lui. Mamă, m-a făcut gura, mă, difen, că îi adaug pe toți prietenii lui și care mi-acceptă primul o să-i zic. Să-mi bat pula de nu. Fii atent, shout. Fii atent că îi adaug pe toți. Mi-a accepte unul dintre ei. Hai mă, unul trebuie să-mi accepte. Ia stai, shout ad, asta e offline, are rost să-i dau ad. Ia. Yeah. Și zic să-mi dea 10 euro în momentul ăsta pe PayPal, că dacă nu-i dau ban. Zic că viața lui depinde de mine acum. Hai mă, dă live, hai să ne uităm la Overwatch în continuare.
Dar vezi că o să-i fac un troll de ăsta, coaie, ce are what? Cred că și-a schimbat skin-ul la Skin Changer, de că a făcut el ceva nebun. Băi, dacă îi dă wallbang la ăla, mă cac pe mine. Uite-l, coaie, ce bă! Ce-a fost asta? Bă, băieți, deci n-are nicio treabă omul meu, și-a făcut echipă Shout Gym și-au pus și-au făcut, tu vezi mă ce fain și-au făcut echipa, gen cau și gen în poza de, ce, de pe ce să-i numele lor, vezi? Și-au editat nebunii, băi, coaie, și joacă cu codrumă, mai dați-vă naiba, mă, v-ați făcut echipă. La ce rancuri se joacă? Nu, vreau să văd la ce rancuri se joacă băieții ăștia, asta e un pic, am și rank nivelul. Chiar-s curios, au ajuns la rancuri bune sau joacă în Golnova cu cituri, coaie? Ia uite-i, coaie, la ce rancuri joacă cu coduri și-și fac echipă, bă, băieți, bă. Deci nu-mi vine să cred așa ceva, nu-mi vine să cred, ia să vedem. Tu i-ai învățat, mă, Raulica. Băi, las-o, bă, naiba, bă, să joci în Silver și să mai faci și echipă și să mai joci și cu coduri. Pentru griefing. A dat și încă echipe. Na, băi, eu îi dau pentru... Ia uite-l, coaie, n-are o treabă, mă, n-are o treabă. S-a zis că ești tu, că și tu mai faci gafe de astea. Da, mai pățești da, da, și eu. Da, da, și eu. Da, 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 pe contul meu să moare Jaxi de fac crezut că mi-e. Ia uite. Mamă, da, are hitbox-ul. Are aimul setat pe cap și la AWP n-are o treabă. Uite-l. Uai, să moară fami. Hai mă, dați-mi accept. Mamă, dar nu vrea nimeni să-mi dea accept. Au aroganțe băieții. Dar vezi prieteni. A, coaie, tu vezi că eu sunt pe același profil, nu? De acum am văzut că sunt pe același profil. Da, dar nu-i mă, shout out vârâ ăsta. Na, le-am dat la toți trei, dar niciunul nu mi-a acceptat. În fine. Băi, coaie, când am văzut că joacă la Silver, parcă nici mai vine să-i scriu cu aia. O fi abonat de-a meu, mă, și-o văzut și el, hei, și-o făcut echipă cu prietenii lui, frate. Mi-e și milă de el, sincer să spun. Nu cu aia, fără mișto, că hai că dacă era un global, un suprim, un lem, înțelegeam cu aia, dar două recu să-ți faci echipă de 3 persoane și pum, pariu că toți au cod. Sau, mă rog, poate și... Băi, cu aia, dar are ăsta pe head only, bă! Deci îl are pe head only AVP-ul, trăivar familia. Și mai se și oprește să-și mai modifice FOV-ul, să-și mai modifice o chestie, o șmecherie. Dar Bunnyhub n-o făcut până acum, nu că n-am fost atent. Ia uite-l, coaie, să moară Jaxi, n-are o treabă, omul, mă. Jim, îl cheamă pe el, mă. Jim. Jim. Hai că mă de mai dau o dată un refresh și le dau Jam, și... Jam, cred că îl cheamă, coaie, nu Jim, cred că îl cheamă Jam. Da, coaie. Jim. Jam. Ia stai. Shout Jim ăsta? Na, nu e, mă, frate. Lasă-mă, dă-i dracu de... Că dau, îmi scriu ei mâine în comentarii dacă s-abonează. Mi-a să vă chiar scuze ce scrie asta. Pro player global, na, crezut că și-o pus șmecherii de alea în descriere cu pro player global, nu știu. Și uite, David, da mă, toți sunt românici, nebun. Bă, fraților, eu zic că nu mai are rost. Ce? A, era, nu, era cu altcineva, am crezut că ți-a scris să le postim. A, nu, lol. Bă, fraților, eu zic că nu mai are rost să stăm la acest overwatch. Eu zic să-i dăm un skip frumos. Nu mai are să stăm la discuții. Da, mă, n-are să stăm la discuții, bă, băieți, pentru că uitați-vă și voi ce ovi o să dădea băiatul, o să-i dau pentru de toate, nu știu, pentru Griffin, dacă i-aș da, mă. Dă-i, mă, ești de bun, dă-i pentru Griffin, că arată-mi cu echipă. Bine, mă, așa face și OneFlash, coaie. Când OneFlash se uită pe overwatch la un player, da? Și playerul ăla dă o grenadă. Și dacă și-a damage un cu echipier de-a lui, cumva să-și-a damage de la grenada aia, gata, report pentru Griffin, băieți, nu se poate așa ceva, e inadmisibil așa ceva. Bă, fraților, dacă în 5 minute mi-apare încă un overwatch, o să mai fac încă unul, dacă nu mi-apare... Hai mă, să așteptăm următorul overwatch, Iliuca. Să vedem. Băi, fraților, și ghiciți ce, ne-a sosit și al treilea overwatch. Iliuță, tu ești foarte bucuros că ne-a sosit și al treilea overwatch. Așa, hai să prindem încă un codat. Un codat infect. Hai să vedem, bă, băieți, dacă acest tip are sau nu cod. Deși eu cred că Bulldog. Mamă, ce e asta cu aia? A, e din urmă așa la report. Înseamnă că a dat direct rage Bulldog. Ia să-l vedem. Mamă, Supreme, vezi că e meci de la top. Vezi că e meci de rage dacă e Supreme. Hana, eu cred că e 1500 de ore. 1500 de ore de și... Ia-ți link de Spotify are acolo. Vrei să știi? Super plus, da. Mă gândeam că e mare Grabify de la DJIP-ul. Are și el un skin aici de 1 euro. Bă, are cont bun, adică 1500 de ore. A, mă face idol ca mine. Hai mă băieți să vedem dacă are cod sau nu, deși nu știu dacă o să stau... A, are legit anti-aim, ai văzut cum i-a făcut capul? Da, da, da. Și are și legit anti-aim de la nesimțit dat în blană. Coaie, uite cum îi face, coaie! Mamă! Ai. Da, coaie, să moară Jax. Ia că am dat skip un pic, ia să vedem. Prima rundă, bă, băieți, ce-a făcut Bulldog al nostru? Dar de ce îl cheamă Bulldog, coaie? Stai că nu-i s-a schimbat numele, stai să vedem. Are... Am reintrat, m-a scos din overwatch. Hai să vedem, bă, băieți, cum joacă Bulldog al nostru. Al doua rundă, gata, scout, capul în pământ. Și, a, ba, nu, uite, nu se pune cu capul în pământ, ceea ce este o chestie bună, dar uite ce Bunnyhub, ăsta ești tu, coaie. Uite ce Bunnyhub, are script, dar nu-i în stare să facă. E prea prost, bă. Da, dar are script, ai văzut? Da. Ia, dar eu cred că are, e oricum, la cum îi campează are, de wallbang, coaie, cred că. Băi, coaie, ce prefire-ul rutea. Mamă! Mamă! The rage, coaie, n-are o treabă, omul, bă. Nice, bine pe trasia.
Na. Uai, dar vezi că are, mi se pare super șmecher. Nu știu ce cheat folosești, ia să vă, n-are poze pe aici. Mi se pare super șmecher că nu îi sare țin, dacă chiar așa de tare, adică îi sare, dar cheater boosted. Le-a dat și demo ăsta, cheater, mamă, să moară Jaxi. Nu e silent aim de la nebun. Nu știu cum să explic, dar se vede super șmecher, îmi place cum se vede. Ia să vedem încă o dată, ia. Are un silent aim, dar care nu sare chiar așa de tare. Vezi, îți duce ținta pe el. Dar nu, dar îți duce ținta pe el. Vezi, se vede fain? Ia uite, ai văzut? Da, dar aici e Adamis. Băi, cu aia, i-a dat iară. Ia, bine, nu e Adamis, dar nici nu i-a dat cap. Mamă, aici a sărit un pic, ia. Băi, dar omul chiar dă rage, dar ce rancuri, mamă. Uite cu aia, și eu DMG aproape. Tu dai seama cât de puțin mai am să ajung în stadion care o trebuie să fac HVH fiecare meci? Foarte puțin mai am. Bă, fraților, nici nu știu dacă mai are rost să lăsăm pe băiatul ăsta. Hai să vedem ce... Hai, chiar vreau să văd dacă și-a băgat spinbotul cu aia. A, dar au dat surrender, cred că ea de la City cu aia. Că uite, nu mai durează mult de mult. Hai să vedem pe aici. Chiar și-a băgat spinul sau ceva? Nu, cred că așa a continuat să joace. Aaaa, gata. Eram sigur, dar eram sigur că asta o să... Ia, nu poți da third person? Nu o poți da third person. Eram sigur că asta o să se întâmple. Ia să vedem. Dar are măcar cheat bun? Sau dă misuri? Ia să vedem. Măcar asta. Nu vrea să tragă. Mamă, i-a dat direct cap. Bă, fraților, o să-i dăm skip la Overwatch-ul ăsta. Ca de obicei, din 3 Overwatch-uri făcute, 3 cod. Dar bă, tu îți dai seama că eu înainte făceam, cred că vreo 10 Overwatch-uri pe zi prin 2017-2018. Te chinuiai să găsești codați. Da, te chinuiai să găsești codați. Da, 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 cu aia. Și acum... N-are, ești nebun. Și acum nu mai găsești legis. Da, cu aia, nu mai găsești legis prin Overwatch, să moară Jaxi. Bă, fraților, e numai din vina ta, prostule. Da, să-mi bat picioarele, cred că eu am distrus succesul, fraților. Bă, sper că v-a plăcut acest episod de CSGO Overwatch cu Overwatch Revealer. Dacă mai vreți episoadele genul în continuare, dați, fraților, și voi acolo like, să facem 1000 de like-uri la acest episod. Și dați acolo, era să zic chiar și dați acolo un like. Cu aia m-am dat pe lup, dați și un subscribe, dați și un subscribe la canalul lui Ilie, îl aveți în descriere. Nu știu dacă o să mai posteze ceva vreodată în viața asta, dar... O să mai postez, promit. A promis, bă, băieți, înseamnă că o să mai posteze. Dați acolo un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Salut. Pa, pa.